Vă salut, prieteni, din nou. Iarăși o să vorbim din nou despre Liniela. Era pornit la un eveniment public mare despre un raport privind unele proiecte mari pentru Republica Moldova. La întoarcere înapoi, zic să intru pe la Liniela să cumpăr, să vă fac ceva cumpărături. Dar o să vă rog să distribuiți acest live, fiindcă îl interesează pe fiecare cumpărător. Deci la întoarcere înapoi, eu am intrat în magazinul Liniela, e vorba despre magazinul care e pe Cuza Vodă în deal. Nu pe Cuza Vodă, cer iertare, pe Bulevardul Traian în deal, pe partea stângă, drept la oprire, la stația de troleibuz. Am intrat și am ales cât ceva să cumpăr și m-am apropiat de secția unde se vinde carne. Și am văzut deci fileu de pui, fileu de porc, mai multe tipuri de salamuri și am cerut la vânzătoare să îmi cântărească o bucată de fileu de pui. Deci întreg. M-am uitat, prețul 88 de lei cu reducere de 14%. Ok, m-am uitat, am întrebat, e proaspăt, e proaspăt, e ok, e bine. 88 de lei kilogramul cu reducere 14% era în jur de 97, poate 99 de lei în total kilogramul. Dar la reducere, repet, 88 de lei kilogram. Mi-a cântărit, mi-a pus prețul pe pachet și mă pornesc să mai văd, să mai aleg ceva. Dar înainte de a merge la smachit la casă, chiar să vedem ce mi-a dat femeia asta. Ea, acolo era prețul de 78 de lei, 600 de grame de fileu de pui și zic, ceva nu se leagă. Și mă uit mai bine deja la informația care era pe etichetul de la cântar. Acolo era fileu de pui, nu fileu de pui, prețul mă uit, 108 lei kilogramul, prețul meu pe care trebuia să-l plătesc pentru cele 600 și ceva de grame era de 78 de lei și nu se lega nicicum, fiindcă 88 de lei kilogramul la 600 deja nu e mai mult de 50 de lei, 46 de lei undeva așa. Încă și mai puțin încă. Mie mă pun să plătesc cu vreo 20 de lei mai mult. Și atunci îmi dau întrebarea, ceva nu se leagă. Mă uit mai atent acolo și m-am dus din nou la femeia aceea, nu m-am uitat la dânsa, nu i-am spus nimic și teman exact femeia aceea care, de la anul nou până amu, exact în modul ăsta, ea, la mărfurile, la alimentele, la produsele alimentare care sunt cu reduceri, totdeauna m-a amăgit. Deci totdeauna, câte ori de la anul nou, nu numai de la anul nou, vă spun de la anul nou încoace câteva ori, vreo 8-9 ori, dar până la anul nou, ani în jur, numai așa face. Și eu de fiecare dată m-am uitat însă și mă uit mai atent. Când mă uit, acolo nu-i fileu de pui, dar e fileu de porc, 108 lei kilogram. Nu-i de ajuns că mi-a pus prețul fără reducere, dar mi-a mai vândut în loc de fileu de pui, mi-a vândut fileu de porc cu 108 lei kilogramul. Sigur, n-am mai făcut gălăgie, am luat și l-am pus într-un frigider acolo, m-am întors, am lăsat toate mărfurile, toate produsele, am lăsat și am ieșit și am plecat. Deci, nu am avut chef de sfadă, nu am avut chef să le fac observații, fiindcă în magazinul ăsta, dacă le faci observații, e bine, dacă nu le faci, tot e bine. Dacă vine agenția de protecție a consumatorului, e bine, dacă nu vine, tot e bine. Fiindcă totdeauna e bine. Deci, din informațiile care le am acolo, se întâlnește cu administratorul magazinului, stau de vorbă și după aceea ies și tot e ok. Deci, rețeaua asta, Liniela, chiar deja e cam într-un banc, înțelegeți? Eu nu pot să îmi explic. Iată așa un caz și vă rog să fiți foarte, foarte atenți când cumpărați. Uitați-vă denumirea, prețul, dacă e la reducere. Luați telefonul și calculați
că ei poate să dea una, dar să vă calculeze alta și vedeți ce fel de marfă. Și întrebați încă o dată, e la reducere, e prețul ăsta? Și dacă da, atunci întrebați de ce e altă informație pe etichet, pe etichetul de la cântari pentru a fi achitat la casă. Deci, dragi prieteni, vă doresc să fiți binecuvântați și fiți atenți, fiindcă rețeaua de magazine Lilela amăjește. Amăjește de să rup. Și la cântar, și la rest, și la toate cele. Și la preț. Iată așa. Fiți binecuvântați, la revedere și ne auzim pe alte subiecte.